După meningita purulentă, doamna doctoră mi-a spus că este o minune dumnezeiască că acest copil a trăit. Am mers către neurologie. Pe la 6 luni jumătate, 7, a început să-i tremure ușor un ochișor. Mai târziu și celălalt, cu ochiul drept nu mai vede decât 30% și cu stângul mai zărește puțin. Sper ca să fie oameni cu suflet bun, să ajute pe Mihaela să-i salvăm vederea și să-i dăm o șansă la o viață normală. Alături de Fundația Mereu Aproape spune: vreau să ajut. Și un copil va putea râde din nou.